Doamnelor, domnilor, bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Mix Actual, la Radio Brașov și la Mix TV, un oaspete aparte în această seară în studioul nostru. Un prieten al Brașovului, un prieten al României, un fost ambasador al Franței la București, excelența sa, Philippe Guinstan, fost oaspete al emisiunii noastre chiar când era ambasador în perioada 2012-2014. Bun revenit la noi! Bună seara! Ne bucurăm că sunteți din nou alături de noi și ne-am bucurat foarte, foarte mult să vă auzim vorbind atât de frumos românește. După 2 ani, în 2 ani, doamnelor și domnilor, domnul Guinstan a reușit să învețe de la televizor limba română. Felicitări! Mulțumesc frumos! Este pentru mine o mare plăcere să fie aici, la Brașov, să revin aici, la Brașov. Din păcate, n-am avut destul de ocazie să vorbesc limba română și cred că o să fi bine dacă este un mix dintre limba română și limba franceză. Da, și să spunem că această emisiune nu va avea translator, deși venise doamna translator să ne ajute, am ales să vorbim românește. Domnul Guinstan revine la Brașov pentru că este în campanie electorală acum, la 2 ani după ce mandatul de ambasador s-a încheiat, aproape 3 ani de fapt. Este într-o competiție politică pentru Partidul Republican, sunt alegeri în Franța în vară și candidează pentru diaspora. Având în vedere că are o bogată experiență în această zonă, a fost ambasador în Ungaria, ambasador în Austria, ambasador în România. Numai în România. Numai în România ați fost ambasador. Da, vorbiți ungurește, vorbiți, ați avut colaborări. Am trăit în Austria, în Austria, Germania, în Ungaria. Da, am fost numai ambasador. Dar ambasador doar în România. Da, am fost derutată de CV-ul dumneavoastră și de experiență. Politică. Politică după ce ați fost ambasador. De ce? Parce que c'est une autre vie. E o altă viață. J'ai toujours eu des expériences différentes. Am avut experiențe diferite. Une chance. O chance extraordinară. Et aujourd'hui, je veux m'engager en politique. Și vreau să intru în politică. Parce que la France va mal. Pentru că Franței merge greu acum. Et je souhaite apporter mon expérience. Și vreau să-i aduc experiența mea. Un petit peu mes compétences. Și din competențele et mele. Et surtout apporter mon expérience dans cette zone. Mai ales o experiență în această zonă. 20 ans. În care am trăit și m-am... Et donc, je ne me serais pas présenté à une élection. M-am prezentat nu la o alegere. Dans une autre circonscription. Într-o altă circonscripție, în alt loc. J'ai vécu 8 ans en Allemagne. Am trăit 8 ani în Germania. 6 ans en Hongrie. 6 ani în Ungaria. 2 ans et demi en Autriche. 2 ani și jumătate în Austria. 2 ans et demi presque en Roumanie. 2 ani aproximativ în România. Simt acasă. Deci mă simt acasă. Europa e mică pentru dumneavoastră. Da. Casa dumneavoastră este Europa. Da, este adevărat. În vară, în Franța, se joacă un meci important pentru că, după rezultatul alegerilor, Franța poate rămâne în Uniunea Europeană sau poate ieși din Uniunea Europeană. Sunt scenarii în acest moment că după Brexit poate urma Frexit și noi spunem, Doamne ferește, să nu se întâmple așa, pentru că noi românii ne dorim o Uniune Europeană în care să fim și noi. Bien sûr. Tout l'Europe regarde la France. Se joacă în jurul acestei Franțe. Ce ne sont pas seulement des élections pour la France. Nu sunt doar alegeri pentru Franța. Ce sont des élections qui ont énormément d'importance. Alegeri de mare importanță pentru întreaga Europa. Parce que après le pentru că după Brexit pourrait venir le Frexit si les Français font un choix. E o altă alegere. Et de la rupture avec și poate să ducă la ruptura cu întreaga Europa. Et naturellement, je fais tout. Și fac totul, în mod normal. De aceea mă angajez în politică. Ca să evit aceasta. Ca să nu ducă la o dramă. Ca ce ar fi o dramă pentru țara mea. Și o dramă pentru Europa. Așa privim și noi aceste lucruri. Toată Europa este cu ochii pe Franța acum. Ținem cumva pumnii. E ca la un meci, cum spuneam, numai că miza e mult mai dramatică de această dată. Iar dumneavoastră, care ați lucrat în toate aceste țări, care cunoașteți oameni, care
Puteți lua pulsul de la aceste persoane, știți, cred că cel mai bine acest lucru. Vous avez raison, c'est... Aveți dreptate? J'ai une chance. Am o șansă. Cette chance, această șansă d'être tous les jours, ca să fiu în fiecare zi în străinătate, în aceste țări din Europa pe care le cunosc, de voir să văd comment la France cum Franța evoluează. Comment elle est regardée cum e văzută ea de ceilalți. Mais j'ai aussi le devoir, dar am și datoria d'expliquer. Să le explic oamenilor. D'expliquer aux Français, să le explic francezilor. Dans ces pays, les électeurs. Mais d'expliquer aussi souvent aux Allemands. Și adesea și germanilor și altor popoare. Je le explique tout timpul. Où va la France? Încotro se îndreaptă Franța. C'est comme ça aujourd'hui, c'est très important. E foarte important acest lucru. Adevărat. Când ne gândim la Franța în România, când ne gândim la Franța, la Brașov, avem mai multe repere. În primul rând, în suflet, Franța e sora mai mare. Da. Dumneavoastră știți, Franța e văzută sora mai mare. Este pilonul cultural. Cultura franceză ne-a fost inspirație, ne-a fost etalon în educație. Deci, din foarte multe puncte de vedere, cultura ne-a inspirat. Iar în ultima vreme, din ce în ce mai mult, economia franceză a venit și are reprezentanți importanți în, chiar în zona Brașovului, spunem Carrefour, spunem Coresi, spunem Lausanne, spunem Eurocopter, Airbus, iată, sunt și dumneavoastră ați fost prezent la anumite festivități, la anumite zone. Deci e important și cultural și economic. On a deux jambes. Avem două picioare. Doi piloni, două părți de creier. Et c'est vrai que quand j'étais ambassadeur ici. Și e adevărat că atunci când am fost ambasador aici. C'est souvent le premier pilier que les amis romains avaient. E mai întâi primul stâlp care contează. Je me souviens toujours une fois. Mi-amintesc odată. Dans un lycée. Într-un liceu. J'étais intervenu devant une classe. Intervenisem într-o clasă de franceză. Et j'avais posé la question. Și l-am întrebat pe ele. C'était à Sibiu. À Sibiu, et il y avait presque que des filles dans la salle. Nu erau decât fete în sală. Pourquoi est-ce que vous apprenez? De ce învățați franceză? Et des filles. Comme ça, puis un moment. La un moment dat. Une qui était plus courageuse. O fetiță mai curajoasă. A dit, c'est la langue de l'amour. Pentru că e limba iubirii. Eh oui, j'ai dit oui, c'est vrai, așa mais c'est aussi autre chose. Dar et alors là, j'ai expliqué en particulier que la. Că la France est aussi aujourd'hui un investisseur. Este un investitor important. À peu près 7000 entreprises françaises. De investitori francezi. 7000 de investitori. Exactement. Qu'il y a importance, importance. Les grandes entreprises françaises. Cele mai mari firme francezi sunt aici. Sunt ici. Sunt aici. Donc voilà, c'est il faut dépasser. Trebuie să depășim. L'amour, iubirea, pour voir aussi la raison, ca să vedem și rațiunea, rațiunea economică. Românii peut avoir les deux. Putem să le avem amândouă în același timp. Corect. Nimic, dacă dragoste nu e, nimic nu e, spune unul dintre cei mai importanti scriitori români, Marin Preda. Exact. Cel mai iubit dintre pământeni. Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Da, da. Mai spunem însă și că dragostea trece prin stomac. Deci iată că e loc pentru ambele rațiuni. Dar noi am crescut cu Mușchetarii lui Dumas, cu Micul Prinț al lui Exupéry, mai târziu l-am citit și pe Voltaire. Deci cultura este cea care aruncă punțile. Prin cultură rămân ușile deschise. Bien sûr, bien sûr, et ces portes elles sont très importantes. Sunt foarte importante porțile. Il faut faire attention. Dar trebuie să fim atenți. Parce que même si le français reste la deuxième langue, rămâne a doua limbă în România. On voit bien que se vede că il y a un déclin. Există un déclin. Da. Et que c'est important și că e important de faire vivre să faci la relation franco-allemande. Aceste relații franco-române naturellement à travers la natural, langue, prin limbă, au-delà de la langue, și dincolo de limbă, à travers l'économie, à prin travers economie, la cultura, plein d'éléments qui sont aujourd'hui très forts. Sunt parce foarte multe legături puternice. La France, grande sœur de la Roumanie. E sora cea mare a României. Moi, je dis tout le temps, aujourd'hui, nous sommes des partenaires. Că suntem parteneri, de nous fapt. Nous sommes des partenaires, vraiment, à égalité, parce que nous sommes membres de l'Union Européenne. Pentru că facem parte din Uniune.
naturellement me souvenir de l'histoire. Ce n'est pas de l'histoire. Da, dumneavoastră sunteți istoric, voilà, da, la de profesie. Dire le contraire. Mais avoir aussi toujours cette notion de partenariat. Notion de parteneriat e foarte importantă. Există deci în continuare același puternic interes pentru zona României, pentru ce se întâmplă aici, pentru ceea ce oferă România și ca piață și ca forță de muncă, ca oportunități de dezvoltare în viitor. Care este trendul în ceea ce privește investitorii francezi? Că la cultură suntem abonați mereu. Mais on assiste à des choses extrêmement intéressantes. Assistăm la lucruri interesante. Que j'avais déjà évoqué quand j'étais mai de mult. La circonscription unde candidez eu a gagné 25.000 électeurs. 25.000 electori. Ça fait à peu près 50.000 à 60.000 Français. 50.000 de Français dans toutes ces circonscriptions. Et quand on regarde bien précisément, ne uităm mai atent, vous avez de plus en plus de jeunes Français. Aveți din ce în ce mai mulți tineri francezi care vin aici și se instalează în România. En Roumanie, mais aussi dans tous les pays de l'Europe. Dar și în alte țări învecinate. Qui travaillent avec des salaires cu salarii locale și contracte. Sunt locale. Motivante aceste salarii, aceste contracte. C'est motivant. Parce que pour eux, non, c'est deux choses. Non. D'abord, très souvent, ils ont eu une expérience grâce à l'Europe, grâce à Erasmus. În Europa, prin programele Erasmus. Ils viennent ici. Vin aici. Ils rencontrent, ils comprennent ce pays. Înțeleg această țară. Ils rencontrent souvent l'amour. Uneori întâlnesc și iubirea aici. Et ils reviennent après la fin de leurs études. Și apoi se întorc la sfârșitul studiilor. Parce qu'ils n'ont pas de travail en France. Pentru că nu găsesc de lucru în Franța. Et ils viennent travailler dans le pays. Și vin în această țară. Vous voyez, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Aceasta este interesant. Comprendre, c'est que le sens des migrations. De migrare. Evoluie. Da, și în această direcție, pentru că foarte mulți ani era într-un singur sens, de la noi plecau spre Occident. Il y a eu un seul sens. Il y a eu un seul sens et aujourd'hui, de plus en plus, et eh bien, tout mai mult. Ce qui est intéressant surtout, c'est que ces jeunes qui viennent s'installer en République tchèque, en Pologne, en Roumanie, ils ne viennent pas en Pologne, en Tchéquie, en Roumanie. Ils sont en Europe. Dar ei sunt în Europa. Cetățenii Europei. Voilà, pour eux, c'est normal. Pentru că e c'est pentru comme ei normal. Je serai demain à Cluj. Mâine voi fi la Cluj. Nous avons 1500 jeunes français qui étudient la médecine. 1500 de tineri se lucrează în Cluj. Voilà, ça c'est aussi des mouvements de Iată population. De tineri francezi. De jeunes français, de mai ales on avait tineri. À peu près 1000 à peu près à Iași. 1000 și la Iași. Et les étudiants français, je crois encore, doivent être la deuxième ou la troisième nationalité d'étudiants étrangers ici. Il y a deux ou trois nationalités de français qui étudient en Roumanie. Donc, vous voyez que les migrations se font dans les deux sens. Se fac în dublu sens. Et c'est un bon signe. Și asta e un semn bun. Un très bon signal. Da, e o real, real, e vin, e dinamic, iată, este, totul este în schimbare. În același timp, este liceu bilingv la Brașov și cu rezultate bune, cu rezultate frumoase și probabil mulți din acești tineri vor dori să lucreze în companii franțuzești, vor dori să devină forță de muncă în aceste, în aceste companii sau vor merge în Franța. La universitate, de asemenea, este secție de franceză. Aveți proiecte importante. Une excellente université pour le français ici, très dynamique aussi. Donc, avec des bons exemples. Da. Deci, toate bune și frumoase. Care-i mesajul dumneavoastră către acești compatrioți care s-au stabilit deja în această zonă, pe care îi doriți să rămână aici? Ce faceți pentru ei? Ce vreți să faceți ca politicieni? Plusieurs choses. De ce să vă voteze? Les priorités. D'abord, il faut continuer et notre discussion le montre bien. Așa cum, în sensul discuției pe care am avut-o, prioritatea pentru francezii care locuiesc aici e educația. Să facă astfel încât diplomele lor franco-române să se echivaleze. Aussi apprendre le français. Și ca
faire des études en français. Românii se poate să studieze franceza, să facă studii în franceză. Du lycée, de l'université. Există echivalențe între cele două universități. Est-ce qu'il faut protéger ça? C'est important. Trebuie să protejăm acest tip. E important și pentru români, dar și pentru francezi. Deuxième élément. Al doilea element. Il y a de plus en plus de français. Sunt din ce în ce mai mulți francezi aici. Une augmentation. O creștere. 3% par an. 3% pe an. De français qui s'installent. De francezi care se instalează aici. Et en Roumanie, c'est la même chose. În România și în alte țări. On doit les accompagner. Trebuie să-i sprijinim. Parce que ils peuvent connaître des difficultés. Poți să dea peste dificultăți? Des difficultés linguistiques. Ce fel de dificultăți? Barieră lingvistică, în primul rând. Des difficultés d'adaptation. Apoi adaptarea. Parce que je l'ai dit, ils viennent en Europe. Vin în Europa. Mais très vite, ils s'aperçoivent qu'on parle une autre langue. Dar își dau seama că e o altă limbă. On a une autre habitude de travailler. On a alte obișnuințe. Și în multe privințe suntem, avem alte mentalități, alte obiceiuri. Exactement. Donc, c'est important parfois. E important uneori. D'apporter. Să aducem. De l'aide. Y compris social, un sprijin pentru acești gens qui peuvent pentru oamenii care pot să întâmpine dificultăți. Malheureusement, de moins en moins de moyens. Avem din ce în ce mai puține mijloace. Dans les ambassades, dans les consulats. În ambasade și în consulate. Et c'est très important. Și e foarte important la Brașov, de exemplu, e Brașov e foarte bine. Avem un consul onorific très présent, care e foarte prezent și care cunoaște bine toate aceste medii și care poate interveni să-i ajute în dificultățile lor. Le troisième, al treilea element, ultimul motiv, naturellement de favoriser les relations économiques. Să favorizăm relațiile economice. D'aider ces jeunes français, să-i ajutăm pe tinerii francezi, chiar și mai tineri, să-i aduce și pe alții de acum înainte, să-i tenteze și pe alții și să facă și ei o experiență de antreprenori, să aibă propria lor firmă și să aibă relații cu cele alte firme pe care le au. E foarte important să avem acest sprijin pentru ei, pentru că nu e ușor să schimbi țara și nu e ușor să deschizi o firmă, să faci toate demersurile, pentru că sunt mereu dificultăți administrative. Adevărat, și e și birocrație în România, iar dumneavoastră trebuie să fim sinceri și eu vă întreb cu sinceritate, eu sunt jurnalist, dacă nu sunt descurajați, dacă nu se sperie uneori, dar probabil dumneavoastră cu optimismul pe care îl aveți, cu experiența, cu faptul că ați învățat românește în 2-3 luni, îi încurajați și le spuneți, românii sunt, cum le spuneți despre noi? Cum suntem? Cum ne faceți dumneavoastră reclamă? Cum îi convingeți să vină în România? Moi, j'avais toujours une petite phrase. Am o frază pentru asta. La Roumanie, România, on arrive en pleurant. Sosește aici plângând. Parce que on n'a pas envie. Pentru că n-ai chef. La réputation de la pentru că reputația României nu e cea mai bună. Et quand on repart, și când pleci, on pleure aussi. Plângi din nou. Așa s-a întâmplat cu domnul Philippe Gustin. J'ai beaucoup pleuré. Da? Am plâns mult eu. Ați plâns când ați plecat. Deci România a rămas la sufletul dumneavoastră. A rămas la suflet. Ambassadeur de France. Sunt tot ambasadorul Franței României. Mais je continuerai toute ma vie à être l'ambassadeur de la Roumanie. Toată viața să rămân ambasadorul Franței România. Parce que dans mes voyages, pentru că în călătoriile mele, când intru în Germania, în altă țară, dau mereu peste români. Toujours. Și simțiți cumva așa, ca pe niște compatrioți. Românii se schimbă mult. Chiar de când am plecat eu din România s-au schimbat. Sunt foarte fericit să constat că anumiți tineri români care au făcut studii în Franța ei se întorc în România. Parce qu'ils trouvent aussi la possibilité de développer d'a-și dezvolta propria lor creativitate, d'être payé inventivitate și să fie la ei acasă. Et ça, ce changement n'est pas général aujourd'hui, je ne suis pas naïf. Nu e o schimbare generală, nu sunt naiv să cred asta. Je crois dans ces mouvements. Dar totuși cred mult în mișcările astea de populație. Tocmai despre cele care am vorbit. Trebuie să ne amintim întotdeauna că totul e posibil pentru că trăim toți în Europa. E o Uniune Europeană. Deci,
această libertate și de mobilitate și de a lucra este foarte important. E bine că avem experiențe cu tinerii și mai tinerii care au avut o experiență străinătate și care se întorc înapoi acasă. Trebuie să profite toată lumea. Deci rămâneți ambasadorul României, eu asta am reținut și ne faceți dumneavoastră lobby acolo în Franța, în sensul că încercați să-i convingeți pe tinerii francezi că merită să vină în România, să înceapă o viață aici, să... Nous avons fait fin novembre la sfârșitul lui noiembrie une très belle manifestation o manifestație la ambasada României avec Luca Niculescu care este ambasadorul și am un fost jurnalist am primit pour leur parler am avut tineri francezi și tineri români pe și am vorbit francezilor despre români cu puțină muzică, cu puțină. Am avut o seară minunată ca francezii să vă cunoască. Și am întâlnit românii, i-am adus pe românii care lucrează la Paris. Dinamici, plini de spirit de întreprinzător. Acesta este un mijloc de a face prozelitism în Franța. Cred că ați fost român într-o viață anterioară. Este clar. Când ne gândim la Franța, nu ne gândim doar la iubire, la Voltaire, la Dumas, la Exupéry. Ne gândim și la mâncare bună. Cum îi convinge să lase mâncarea franțuzească să vină la cea românească? Ce v-a plăcut aici să mâncați? Moi, j'explique toujours que ce que je préfère en Roumanie. Ceea ce prefer eu în România, le spun lor. C'est aller manger. Să mă duc să mănânc la țărani, la oameni acasă. V-a plăcut mult mâncarea autentică, tradițională. J'ai eu la chance de la nourriture authentique. Și foarte bio, da? La diferiți oameni acasă. În case mici de țară. D'avoir, de manger. J'adore tous les légumes, les soupes. Adoră legumes, supă. Tout ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve à la maison. Care se găsește numai acasă. Nu la restaurant. Dans les restaurants. Așa este. Și în plus e și o excursie în timp, cumva. Deci merită și din acest punct de vedere. Sigur că dumneavoastră acum, în această circumscripție, veți parcurge 16 țări. Mergeți în toate. Fiecare are specificul ei. Sigur că poate aveți un mesaj particular pentru Ungaria, unde ați stat niște ani și știți ungurește, deci veți vorbi și acolo frumos. Pentru Austria, pentru... care ar fi mesajul comun, totuși, indiferent că vorbiți în România, că vorbiți în Ungaria, că vorbiți la Brașov sau la Budapesta, la Cluj sau, știu eu, la Salzburg, nu știu. E ceva care trebuie să le spuneți la toți. Pour mes compatriotes français? Pentru compatrioții francezi? Je crois qu'ils le savent déjà. Ils ont une chance. O șansă. Extraordinaire. Extraordinară. De pouvoir vivre cette expérience. Souvent, c'est une expérience de vie. E o experiență de viață. Ils vivent toute leur vie. Pe care o trăiesc toată viața. Et c'est aujourd'hui sur eux asupra lor que repose se bazează l'avenir de l'Europe. Viitorul Europei. Parce que eux, l'Europe, ils la vivent chaque instant. Ei o pot trăi în fiecare clipă, în aceste momente complicate pour la France, pentru Franța și viața politică, dar și pentru întreaga Europa. E important ca ei să își facă auzite vocii. Parce que ils sont partout. Ils se trouvent peut-être tout de partout. Les Français. Da? Ils ne peuvent pas faire une manifestation. Se faire une manifestation et se foutre drapele și se strige drepturile, dar utiliser leur bulletin de vote. Măcar își pot folosi buletinul de vot. Tous, votez pour moi peut-être. Dar mai întâi votați. Utilisez votre droit. Dreptul. Ce message. Acesta este mesajul. Votați pentru voi până la urmă. Mais je crois qu'il faut vraiment qu'il vote. Ei trebuie să voteze. Asta e foarte important. C'est un droit. Pentru că e un drept. Pentru care oamenii sunt puternici. Et c'est important aujourd'hui de respecter ce droit parce que să respecte acest drept. Dans l'histoire. Pentru că în istorie, în istoria umanității. On sait très bien que les choses peuvent changer. Lucrurile se pot schimba.
știm acest lucru. Da. Și dumneavoastră ca istoric știți mai bine decât oricare dintre noi că cei care nu învață din lecțiile istoriei sunt condamnați să retrăiască dramele. Exact. Exact. Și istoria se poate repeta și în sensul rău al, al et en général voilà, elle se répète mais pas bien. Pas bien. C'est pas une science exacte l'histoire. Istoria nu e o șansă exactă. Mais il faut toujours se rappeler des choses pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Ca să nu repetăm aceleași greșeli. Et vraiment l'expression du droit expresia dreptului de vot este cea mai importantă. Și un mare câștig al, al nostru, valoare supremă, de fapt, în România s-a murit la Revoluție, pentru libertate, pentru vot, pentru această... Mais vous voyez, c'est ça aujourd'hui. Asta îi se întâmplă azi. Dans un monde într-o lume complicată, l'Europe, care e Europa, aussi l'Asie, da. E și Asia, și Africa, Russie, Rusia, les États-Unis, Statele Unite, tout ça est très compliqué. Ce qui doit ceea ce trebuie rester să rămână notre ligne linia noastră roșie european, este Uniunea Europeană ca sursă de valori. Valoare de democrație, valoarea democrației, de toleranță, a toleranței, de solidarité, a solidarității. Seulement ces valeurs-là numai aceste valori de garder pot menține pacea. Da, pot triumfa și ne pot duce înainte spre o nouă etapă. Altfel, ne întoarcem în timpuri pe care nu mai vrem să le, să le trăim. Și pentru că noi suntem totuși la Brașov și sunteți în vizită la noi, vreau să vă întreb care e locul preferat aici în Brașov. Ați venit rar pentru că munca de ambasador presupunea să fiți în multe locuri, multe sarcini, dar aici când ați venit la Brașov, ce v-a plăcut cel mai mult? Alors moi j'ai eu une chance, j'ai eu toujours beaucoup de chance. Sunteți norocos. Vous êtes chanceux. Am avut o șansă unică. J'ai eu une chance unique d'être dans l'église noire. La biserica neagră. À l'étage. Sus la etaj. Et d'écouter. Și să ascult orgă. D'orgue. Un concert de orgă. Votre organiste. Cu organistul celebru. Qui Schlant, a fait. Exactement. Qui a fait. Care a făcut pentru mine. Și câțiva prieteni. Concert, un concert spécial, un concert spécifique pour nous expliquer, ca să ne explice comment funcționează orga, tout ce qu'il était capable de tot ce era capabil să dea. Et c'était un moment, a fost un moment unic, on était seul, pentru că eram doar noi. Magnifique. Și a fost nemaipomenit. Et ça c'est un souvenir que și asta e o amintire pe care nu o voi uita niciodată. V-ați simțit de fapt special, așa cum sunteți și meritați, domnule Gustin. Oui. Da, emoționant. Il faut savoir. Émouvant. Ben vous savez, j'avais avec moi. Aveam cu mine. Le mari de ma sœur. Soțul sorei mele. Qui est un vieux monsieur. Un domn vârstă. Il a pleuré. Care a plâns. Un moment où l'homme était tellement atât de emoționat de locul în sine și de concert, qualité du son, și calitatea sunetului excepțional, excepțională et de l'ambiance générale, și de ambianța generală, încât a plâns. Adevărat, și era un plâns de bucurie. Și cred că e cel mai frumos și bun exemplu să încheiem această emisiune, pentru că domnul Schlant este purtătorul unei civilizații, este sas, reprezintă etnia germană, într-un oraș în care români, maghiari, germani au trăit în toleranță etnică și religioasă. Un mesaj pentru întreaga Europa. Iată cum s-a unit aici la Brașov o parte importantă din colegiul dumneavoastră. Oui, parce que moi je pourrais vivre ici sans problème. Aș putea să trăiesc aici foarte bine pentru că vorbesc limba. Toate limbile. Da. Și pe tinerii francezi pe care îi aduceți îi puteți învăța atâtea lucruri. Da. J'ai eu le même une fois à Timișoara. Aceeași senzație. Da, adevărat și acolo sunt foarte mulți șvabi, da, urmași ai populației germane. Et avec des vieilles personnes. Cu persoane mai în vârstă. Et on sautait du français. Și să de la franceză la română, la română la germană, de la germană la maghiară. Il y avait une vieille dame. Da, o văd o doamnă mai în vârstă. Je le dis en allemand. Vă spun în... Avec un beau chapter. Sie sind in Banat. Vă spun ceva în germană.
Vous êtes né dans le banal. Domnule ambasador, se pare că v-ați născut în banal. Eu spuneam că în altă viață ați fost. C'est le plus beau compliment qu'on peut. Da, era cel mai mare compliment că mi-a spus. Este extraordinar să poți vorbi atâtea limbi, să le înveți atât de repede, să intri în spiritul atâtor popoare, să le aduci pe toate la inima ta. Eu zic că e o șansă, că sunteți un ales. Deja sunteți ales. Nu știu dacă veți câștiga alegerile. Noi vă dorim să le câștigați la Partidul Republican. Vă ținem pumnii să le câștigați. Dar dacă nu va fi să fie, cu siguranță, vă așteptăm aici la Brașov. E locul dumneavoastră unde să aduceți tineri francezi să investească și să ridicăm împreună Brașovul, România. Sunteți cel mai bun ambasador. C'est gentil. Mulțumesc din suflet pentru această emisiune. Succes, suntem cu ochii pe Franța, pe dumneavoastră, pe tot ce se întâmplă acolo. Meciul este într-adevăr important la vară și miza este chiar Europa, cu acele valori pe care le-a spus. Democrație, libertate, egalitate, nu? Progres, toleranță. Exactement. Mai e ceva de zis? De final? Je voulais simplement vous remercier. C'est toujours. Întotdeauna. C'est ça. Merci beaucoup, spun și eu. Știu și eu câteva cuvinte. Și au revoir, excelență. Vă așteptăm oricând să reveniți în studioul nostru. Doamnelor, domnilor, o emisiune specială astăzi la Mix TV și la Radio Brașov pentru un prieten al Brașovului, pentru un francez cu inimă de român, deși ne-a convins că în egală măsură poate fi un francez cu inimă europeană. Deci, de fapt, asta este invitatul meu din această seară, excelența sa, Philippe Gustin, sper că am pronunțat corect. Onelia Pescaru, sunt un om care a învățat românește de la televizor în câteva luni, să nu uităm această lecție. Un istoric, de fapt. Fost ambasador al Franței la București 2012-2014, român de al nostru însă, parcă dintotdeauna. O seară excelentă tuturor!